Femeia care a murit în cursul după-amiezii de ieri locuia chiar în zona în care a fost lovită. Cei care o cunoșteau spun că aceasta circula de obicei pe trotuar și nu înțeleg cum a ajuns sub roțile mașinii. Era jos, dar era călcată. Simplu, era călcată. Cât că era pe trotuar, o căzut sau nu-i sigur cum s-a întâmplat. Am văzut-o că tot aici trecea pe... Așa. Și pe trotuar mergea sau pe carosabil? Pe carosabil. Nu știm cum se putea întâmpla. Roata din față este praf la cărucior și cele două din spate sunt intacte. Oamenii au rămas înmărmuriți când au văzut-o pe femeie. Bucăți din corpul ei zăceau pe caldărâm. Medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Urmează acum ca polițiștii să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul. Conducătorul auto implicat în accident a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Tot mai multe accidente rutiere în care își pierd viața o mulțime de persoane sunt cauzate de neatenție.